Vineri seara, 5 iulie, Digi24 a prezentat un raport din sala de operație a Institutului Clinic Fundeni. În imaginile difuzate de televiziune, observăm cum un cadru medical nu poartă o mască. În plus, bea cafea într-un recipient de plastic, adus din exterior. Raportul raportează cum un soldat de 24 de ani a respins o parte din ficatul său de 54 de ani. După câteva declarații ale celor două, camerele de fotografiat se deplasează în sala de operație, unde în colțul din stânga, două femei, care nu știu dacă există medici sau asistente, vorbesc. Unul poartă o mască și pune telefonul relaxat, în timp ce celălalt are o telecomandă, în timp ce bea o cafenea. Femeile sunt la mai puțin de 3 metri de pacienți. Esența medicinii românești în transplant de ficat complet, o doamnă este relaxată, fără mască, cu ceașca de cafea în mână. Groază! Dezavantaj, a spus TRY. Timpul cu cadrul medical fără mască în apropierea tabelului de operațiuni Digi24. Chiar dacă spitalul a transmis, spre Libertate, că este o încălcare a procedurilor de bloc de funcționare, care va face obiectul unei anchete, în comentarii, chirurgul ortoped a primit mai multe reacții acide. Doctorul ar trebui să te continue. Domnule doctore, vedeți asta e a trei, amâna râs de câțiva cartofi mici în timpul operațiunii, credeți că merge cu sterilitate? Spune. Dă un mesaj că acești oameni sunt inadmisibili, fac foarte mult bine lucruri și le denigrați. E fiind frumoși, a scris un doctor. Recomandări imaginea goală a unui băiat cu autism, cu vârste cuprinse între 3 și 4 ani, dintr-un centru București, a fost găsită într-un telefon al unui bărbat găsit vinovat de pornografie juvenilă. Un altul neagă că toată lumea din sala de operație ar trebui să poarte o mască. Vreau să împărtășesc experiența mea din câteva spitale britanice. În sala de operație, el poartă masca, cu excepția celor din jurul mesei de operare, anestezistul pe care nu le am văzut niciodată cu o mască, a spus el, apoi îl acuză pe doctor, Mitale Merc. Nu scuipați accidentarea. USH a finalizat, de asemenea, reacțiile altor medici la alte poziții. Sunteți ipocriți, invidioși, în loc să închiriați echipa care vine de la casa DVS. În orice moment al zilei sau al nopții pentru a sta 8 ore la un transplant, nu contează că acești medici, mulți, pleacă tot ce au acasă.